Cum să dezvolți o afacere profitabilă în mediul online în 2022 și mai exact ce implică treaba asta? Bine ai venit pe canal, abonează-te dacă n-ai făcut-o încă și începem din start prin a vorbi despre mindset, da? pentru că trăim într-adevăr într-o societate care suferă foarte mult de lipsă de răbdare, de lipsă de motivație și așa mai departe. Vrei să-ți faci o introspecție, să te gândești, bă, sunt genul de om care pot avea răbdare, care îmi dau seama că implică foarte mult hard work și leadership și spirit și așa mai departe, implică în ideea în care eu nu am, de exemplu, experiență, faptul că trebuie să ce cedez să recunosc faptul că bă, nu prea știu chestia în domeniul ăsta și atunci trebuie să apelezi la niște mentori, la niște oameni, așa zici coach, că înțeleg că mulți au o problemă cu termenul ăsta, dar trebuie să mergi la oameni care au realizat deja lucrurile pe care tu vrei să le realizezi și să-ți dai seama că da, este timpul să oferi niște bani să investești în educație pentru că dacă tu nu o faci, nimănui nu-i pasă în jur, nu știu dacă ți-ai seama. Și atunci, în loc să trăiești ca un om frustrat care toată ziua te gândești cum îi merge lola și lola și lola și cum toți sunt norocoși sau că niște fraieri în jurul tău, mai degrabă îți dai seama că bă, problema e la tine, că ai tu părerea asta pe oameni ăștia și este timpul să să dai seama ce ai putea să faci mai bine ca tu să îți dezvolți această afacere. Din start subliniez faptul că nu degeaba am cărtă. cartea asta aici expusă, este pentru că îți dă deja niște idei despre cum să dezvolți niște afaceri, chiar și fizice, nu neapărat online, dar vorbesc foarte mult evident după cum vezi pe copertă despre online. Și îți explic de altfel cum să faci și primi 10.000 de euro, ceea ce este foarte important pentru că acum ai bani de investit sau ai bani să te duci să plătești un mentor pentru un curs. Ușor ar fi, de exemplu, să deschizi un canal și să-ți dai seama că pentru a avea succesul ăsta trebuie să dai puțin din fond atunci te duci, cumperi un curs care îți explică exact cum funcționează YouTube-ul. Asta am făcut și asta ți ofer eu astăzi. Un curs pe nume YouTube Engine. Trebuie să facem asta pentru că sunt lucruri pe care nu le știm. Și, în primul rând, mai ul acesta de a căuta lucruri gratuite în viață. În univers transmitem o informație și anume că noi nu suntem dispuși să plătim sau să depunem un efort extra pentru a ne atinge obiectivele. Și atunci universul spune, bă, dacă îți place să fii basic, îți dau înapoi aceleași rezultate basic. E clar că nu vrei să faci o schimbare. Poți să deschizi în momentul ăsta o afacere ultra profitabilă în mediul online, câtă vreme tu ești focusat pe ceea ce vrei să faci. În primul rând, devii prezent și îți dai seama, bă, ce mi-ar plăcea mie. Trebuie să existe pasiune în ceea ce faci, că dacă nu, vei fi ruinat. Dacă o faci strict pentru bani, crede-mă, burnout-ul va fi odată la 2-3 zile. Trebuie să-ți dai seama dacă ești pasionat totuși de chestia asta, pentru că atunci deschizi câmpul vizual și vin și ideile, da? deschizi câmpul imaginar unde începi să fii creativ, începi să... Faci tot felul de modificări și să vii cu tot felul de idei, pentru că ghiște, deschizi o afacere online și care ți-ar fi produsele totuși. Să spunem că vrei să pui flori de săpun, da, un exemplu. Am văzut că cineva astăzi mi-a comentat pe canal ceva legat de flori de săpun. Dar oare nu să faci mai multe de atât. Oare doar faci un canal de YouTube în care tu doar arăți cum aranjezi tu două, trei flori de săpun? Oare n-ai putea să vorbești despre astea? Să le desenezi, să le faci niște înregistrări, audio, de ce nu? Să explici anumite procese, să spui istoria despre florile de săpun, unde au fost populare și așa mai departe. Aici deja intri niște lucruri care ne fac pe noi oamenii să ne pese foarte mult. Atenție, eu doar dau un exemplu aici ca cum ar trebui tu să o gândești legat de afacerea ta. Și vin mai multe întrebări aici. De ce aș fi eu interesat de afacerea ta? De ce aș investi eu în produsul tău? Cu ce mă ajută pe mine ceea ce oferi tu? Și de ce mi-ar păsa foarte mult de istoria produsului. Niște întrebări demne de adresat. După care revii la introspecția pe care ți-o faci tu aici, aici nu te mai rezum la cliente, rezum la tine direct și e timpul să te întrebi de ce am ales să fac asta, cu ce ajută ceea ce ofer eu, ajută într-adevăr omul sau o fac pentru mine, am demnitate suficientă să recunosc că o fac pentru amândoi, vreau să mă ajut și eu cât și omul. Pentru că în general Ultimul răspuns este la bun, despre care mulți foarte des și n-am înțeles treaba asta de ce. Mulți pretind treaba asta că vor să ajute oameni și așa mai departe, uitând cumva pe parcurs să recunoască și faptul că se ajută pe sine. Te ajută foarte mult de vii cât mai realist că atunci poți accesa această zonă a empatiei care lipsește, credem în foarte multe businessuri, mai ales astăzi, în România. Probabil știi sau poate că nu, dar customer service în România este execrabil, iar dacă nu ai un customer service cum trebuie, degeaba dezvolți nu știu ce afaceri când nu va fi profitabilă. Chiar dacă ți-ai făcut research, da, te-ai documentat, se vorbește acum despre piața cripto, mamă, trebuie să fac și eu clipuri. Da, dar dacă nu există empatia aia vis-a-vis -vis de produsul pe care îl oferi sau serviciu, în cazul ăsta poate videoclipul în sine, nu o să faci vizualizări și nu o să dezvolți awareness și dragoste vis-a-vis -vis de afacerea sau canalul tău de YouTube. Pentru a deschide o afacere profitabilă în mediul online, faci documentare, da, îmi dau seama că ai venit pe videoclipul ăsta sperând la anumite idei și asta e problema că am fost și eu un loc în care ești tu. Noi suntem foarte comozi oameni și vrem întotdeauna mură în gură. Dăm mură în gură, în ce să-mi bag bani, zim ce aș putea să fac. Dar tocmai asta e chestia. De ce tot cauzi răspunsurile la alți oameni că răspunsurile sunt la tine? Este vorba despre ce anume vrei tu, ce anume ți-ar plăcea să faci, ce anume te pasionează și ai fi în stare să faci treaba aia 6-8 ore din zi fără să fii plătit timp de 2-3 ani? Asta e adevărata întrebare. Și ori de câte ori răspuns nu la chestia asta înseamnă că tu o faci pentru bani. Iar eu pot să spun că în timp ce alergi pentru bani fixa ea, nu se vor opri ca tu să-i prinzi. Probabil ai mai auzit chestia asta, dar reflect o realitate. Vreau doar să te aduc cu picioare Vom să-ți explic, ai șanse incredibil de mari în momentul ăsta să deschizi afacerea pe care tu ți-o dorești, să fie și ultra profitabilă, mai ales acum în 2022 când suntem în nucleul internetului și al generației care dezvoltă acest influencing, poți să devii unul ca și noi de altfel și poți să ai succesul pe care ți-l dorești. Câtă vreme ești focusat, ai un plan bine pus la punct și previi cu picioarele pe pământ și știi exact ce implică asta. De aceea linkuiesc mai jos, pe lângă faptul că avem produsele noastre, în încuiesc, clipuri la care eu chiar cred că ar trebui tu să te uiți în momentul ăsta. Pentru că zic asta că văd treaba asta în, zilele noastre. O grămadă de oameni confuzi datorită consumerismului și dualității promovate în societate. Atât de confuzi încât ei nu mai știu ce anume îi pasionează sau ce a pasionat cândva. Și atunci, pentru a te reconecta cu sinele, pentru a obține mai multe idei care reflectă totuși ceea ce te-ar pasiona pe tine, îți recomand da, să parcuși puțin clipurile de mai jos. Așa că mulțumesc tare mult că m-ai urmărit și ne vedem data viitoare.